O sală de jocuri mecanice din centrul orașului Satu Mare a fost prădată aseară chiar de un client fidel. Bărbatul a amenințat-o pe angajata sălii cu un cuțit și a cerut încasările de peste zi. A reușit să fugă cu 3.000 de lei. Carmen Coloș, colega mea, are amănunte. Carmen, bună dimineața! A fost prins până în acest moment hoțul? Bună dimineața, bărbatul nu a fost încă prins, dar polițiștii speră să dea de urma lui în curând. Jaful a fost surprins de camerele de supraveghere ale sălii de jocuri, iar se pare că hoțul nu purta cagulă. Cel mai important este însă faptul că bărbatul i-a cerut cu doar câteva minute înainte să o amenințe cu cuțitul pe angajată să îi alimenteze un aparat. Se pare că în momentul producerii jafului, bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice. S-a spăgheat angajata dumneavoastră. Un pic, da. Ce v-a povestit? N-am apucat să discut. N-ați vorbit cu ea. Cu greu a reușit patronul sălii de jocuri să o liniștească pe angajata sa. Femeia se pregătea să închidă când s-a trezit sub amenințarea cuțitului. I-a dat hoțului banii și pe urmă a chemat poliția. 3.000 de lei a scos caserița când bărbatul s-a repezit cu arma asupra ei. Tâlharul a pus mâna pe bani și a fugit din local. E a doua oară când vi se face așa ceva. Din păcate, da. Este recesiune. Se pare că bărbatul ar fi spart sala de jocuri și în urmă cu 2 ani. Atunci însă hoțul avea fața acoperită cu cagulă. Patronul însă și-a învățat lecția și a dotat sala cu camere de supraveghere și asta le va ușura munca polițiștilor. În cauză, cercetările continuă pentru identificarea suspectului și tragerea lui la răspundere sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie. Acum că polițiștii știu cum arată infractorul, mai au nevoie de doar puțin timp ca să-i dea de urmă.